Viitoarea adversară a lui FCSB în Europa a pierdut și ea tot cu 1-0. Nu suntem favoriți în Austria, spune Tănase înainte de meciul cu LASK Linz, care va fi joi de la ora 20 în exclusivitate pe Voio. LASK Linz are o singură victorie în 3 etape în campionat, după ce a fost învinsă acasă de liderul Salzburg. Trebuie să avem o reacție, pentru că este un alt meci în Europa și trebuie să mergem acolo și să câștigăm. Fostul campion mondial și dublu câștigător al ligii cu Bayern, Jerome Boateng, a debutat pentru Linz înainte de duelul cu FCSB. Sunteți favoriți în meci cu Linz? După două înfrângeri, da, foarte favoriți.